Din păcate, ororile războiului nasc niște situații hilare. Fugind de arcanul întins de autoritățile de la Kiev, tinerii ucraineni dau dovadă de inventivitate. Nu zăieți pagădi! Imagini incredibile vin de la granița României cu Ucraina, unde un bărbat deghizat în femeie a fost prins de vame. Și bărbatul în vârstă de 44 de ani purta fustă și o perucă și avea pașaportul surorii sale. A fost modalitatea prin care travestitul a sperat să scape de lupta de pe frontul din țara vecină. Vă reamintesc că în Ucraina toți bărbații între 18 și 60 de ani sunt chemați la război. Pentru fuga sa deghizat în femeie, ucraineanul a fost amendat. Săracu, mi s-a rupt sufletul de el, da. Și mi se pare nedrept să-i spui tu grănicer unui om ce este. Ai văzut la Eurovision, acum nu contează. Dar, nu știi, dar el nu știe ce, nu știe ce. Doamne, și dacă el vrea să fie femeie, lasă-l frate să fie femeie. Corect! Păi ce, dacă vorbește ca Barry White și se uită la fotbal pe canapea în sufragerie cu două Barry White? Lasă să fie femeie! Păi, bineînțeles! Bună ziua! Mă uit în poza noastră de pașaport și văd că persoana de aici nu sunteți dumneavoastră. Cum să nu fie eu, domnule? Eu sunt! Sunt eu poză cu mine când eram mai tânără! Vă rog frumos, haideți, fiți serioasă! Noastră sunteți bărbat, nu sunteți femeie! Bai de mine, dar și grosolan, măi! Da, eu am o problemă hormonală, da? Am un exces de testosteron și de aceea! Aaa, și de-aia v-a crescut barbă. De-aia mi-a crescut barbă, dar cine spune, domnule, că nu mai ai bărbații să aibă barbă? Hai, 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 vă rog frumos, gata. În ziua de astăzi are barbă și nu vrea. Vă rog, terminați cu prosteala, gata. Hai, recunoașteți, sunteți bărbat, nu sunteți femeie. Bine, doamne, bine, recunosc, recunosc, recunosc. Și dacă recunosc, acum ce vrei să fac? Deci am avut dreptate. Ei, ai avut dreptate. Spune-și mie măcar cum te-ai prins. Păi m-am uitat în geanta dumneavoastră și n-am găsit niciun ruj, n-am găsit niciun tampon, nicio aspirină. De unde? Am găsit trei prezervative, un pachet de țigări, un desfăcător de bere și o poză cu o tipă goală pe care scria prea bunăciunea mea. Frumoasă. Haide, haide, că am uitat să fac schimb de gen. Hai! Cu soară mea. Hai, mergi, haide. Ești cum arată războiul. Ce domnișoară drăguță e domnul. Da, 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 cu bărbișorul. Adevărul stă întotdeauna ascuns în detalii. Degeaba te deghizezi într-o femeie dacă nu gândești ca ea. Da, să știți, e foarte greu pentru un bărbat să devină femeie și foarte ușor să devină fătălău.